Bună ziua, dragi noștri, bun găsit la trei microfoane. Vreau să te rog pe mână și că tăi am făcut la treabă, deci să știm tema pentru acasă, clasa a șasea. Vom face geometrie, da? Da. Geometrie. Te rog. Programa 13, da? Da, care începe. Așa. 13, la pagina 147, care zice așa. În figura lăturată, iem și în spre 4 la C și AB. Știi că așa... Bun. Deci să dăm un triunghi, în ipoteză. Triunghiul A, B, C. Mijloace laturilor M, mijlocul AC. Adică M aparține lui AC. Așa zicem. Și nu e oricum, ci la mijloc. Adică AM. Așa cât AM egal cu MC. Iar când aparține lui AB, din pe segmentul AB, hai să zicem închis aici, dar nu oricum, tot așa este și asta, așa, adică AN este egal cu NB. Și că BM se intersectează, BM intersectează pe A, pe C, pe C, egal, mulțimea formată din punctul C. Arătați că triunghiul B, G, așa, în confuzie, triunghiul B, G, C, triunghiul B, G, C, isoscel. Și BM, căcenă, BM, am mai am aici căcenă, mai adaug aici, BM, egal cu C, cenă, deci BM, egal cu C, cenă. Să arătă că triunghiul B, G, C este isoscel. Da. Deci, trebuie să ne ajungem triunghi. Partea A. Și că B, M, e cât
ce și trebuie să arătăm în final că triunghiul BGC, triunghiul ăsta, este un triunghi isoscel. Dacă ni se dau informațiile acestea, începem să le folosim, să vedem cum le folosim. Ce știm noi, știm așa. Pentru a arăta că triunghiul BGC este isoscel, ar trebui să arătăm fie că BG este GC, așa, sau să arătăm altceva, că unghiurile sunt la bază, sunt congruente. Și asta da. Nu? Păi, n-am niciun motiv, nu-mi dă ipoteză. Eu nu am voie să folosesc nimic decât pe baza informațiilor din ipoteză. Deci, se dă triunghiul ABC, nu spune că e isoscel. Deci, este un triunghi oarecare. M din locul AC. Adică punctăm că asta e cât asta. Da, și dincolo ană cu ană cu două liniuțe. Da. Ană cu NB. Sunt și legale. Nu degeaba. Va trebui să țin cont de acest lucru. Deci nu știu în ce măsură, dar trebuie să fructific că B, M, îi duce chiar la unește pe B cu mijloc, da? Și la fel dincolo. Și că B, M e cât ce N. Și B, M, nu se despune cu altă culoare, B, M, asta, poate, e cât asta. Dacă luăm spre comparare B, M, B, N, G, B, N, G, M, G, nu putem arăta că B, G e congruent cu G, G? Eu știu, dacă le putem, dacă arătăm că trebuie să congruente, e de că intră B, G și G, ce, da? Dar trebuie să arătăm că triunghiurile sunt congruente. Oare? Ia să vedem ce ar avea ele, dacă ne luăm spre comparare. Bună congruent cu... Bună cu cine? Cu anul. Bună... cu anul, dar nu-i deasupra. Nu-i trebuie ăsta. Vezi? Atunci luăm B, A, M. Să luăm triunghiul A, M, despre care au ai... Și să luăm... putem să luăm N, A, C. Și N, A, C. Ei, ce putem face dacă luăm de B, A, M, triunghiurile astea? Nu-l hașuresc încă, pentru că nu știu dacă am să reușesc să arăt că sunt concurente. Deci triunghiurile B, A, M și A, N, C, sunt două triunghiuri care au. Să văd ce au. B, A, congruent cu... B, A? Nu spune. Uite, nu spune B, A, congruent cu A, C. Vezi, mă spune. Nu spune, nu, am luat mai triunghiul isoscel, l-am luat așa, că se ține că așa ar trebui să fie altă poveste. Dar deocamdată, la cele două triunghiuri, dacă ne ducem, au pe B, M cu N, C, da? Da. B, M cu N, C, din ipoteză. Mai au cu unghiul A comun, că este și într-un triunghi și în celălalt triunghi. Și cam atât. Deci, nu mai am... Hmm?
facem noi, cum să gândim problema asta, că oricum pare a fi interesantă de tot. Da, acolo N, B, G și M, G, C. N, B, G. Și M, G, C. Nu sunt unghiurile opuse la vârf. E identic că unghiul ăsta e de asta. Și atunci nu înseamnă că și laturile sunt, adică N, B, congruent cu M, G. Deci și laturile... Deci tu spui că... B, N e congruent cu M, G. B, N... Nu știu. Eu să știu că se congruente. Păi sunt opuse la vârf și nu înseamnă că... Așa, eu și eu două lucruri. Asta și cu asta. Uite, așa. Și așa. Triunghiul ăsta de aici și cu triunghiul ăsta de aici, dacă eu să-i compar, au un unghiul este opus la altul, și triunghiul ăsta se devine cu față de ei, cu tot restul ăla, nu? Da, da. Trebuie să ne folosim din toate timpul. Doar atâta. Cele două triunghiuri, B, G, N și M, G, C. Despre cele două triunghiuri, știm un lucru. Unghiul A comun. A, de dus la A, de nou din toți, la A, M, G. Da. Și A, B, M. Au pe unghiul A comun, e drept. Au pe B pe toate, cât cele. Și avem doar un unghi și o latură. Conform unui caz de convenție, ne-ar mai trebui... Un unghi sau o latură. Un unghi sau o latură. Cum... pentru a distrua un unghi, latură, unghi, sau unghi, latură, unghi, sau un unghi. Da, unghiul... M. Nu e congruent cu unghiul N. Adică ăsta așa aveți spui, nu? Da. Cu ăsta. Ce motive ai? Păi, mă, e mijlocul lui AC. Da. Și nu e mijlocul lui BA. Ce este BM dacă unește vârful cu mijlocul laturii opuse? BM. Da, BM și respectiv CN. Mai întâi să ne oprim la BM. Ce linie importantă este aceea care unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Mediatorii. Ca să ne amintim, linii importante într-un triunghi. Hai să vedem care. Bisectoarea. Bisectoarea. Unghiul, două unghiuri congruente. Deci bisectoarea nu e. Ce linii importante mai știm? Deci, când am un triunghi, deci, hai să zicem așa, ne-am zis A, B, C. Asta care îți duce pe drumul cel mai scurt, până la B, C. E înălțime. Așa. Deci, A, A1, să zicem și noi A, A1, înălțime. Înălțime. Despre altă linie importantă pe care o... Deci, A1 a spus că este înălțime. Bisectoare. Bisectoare, de care ești convinsă, nu? Ce face bisectoare? Împarte unghiul în două. Deci unghiul ăsta nu va fi aici, îl împarte în două. Da? Deci unghiul A îl împarte în două unghiuri. Ăsta de aici și cu ăsta de aici. Da? Deci hai să zicem A, A2, A, A2, bisectoare. Bisectoare. Alte gândi importante. Mediatoarea unui segment. Ce înseamnă mediatoarea? Care o ia... Mediatoarea unui segment. Deci dacă ai un segment, mediatoarea e perpendiculară pe
pe mijloc. Da. Da. Perpendicular, dar pe mijloc să se gândească. Deci, nu facă cealaltă și distanța aici. Ia să-mi bucur. Deci, practic, împărți segmentul în două ori și spică și perpendicular. Asta este mediatoarea. Mediatoarea. Deci, mediatoarea. Unui segment e perpendicular, pe mijlocul segmentului. Perpendicular, pe mijlocul segmentului. Deci, dacă vrem să ducem mediatoarea lui BC, căutăm mijlocul, el, să zicem, și ducem o perpendiculară. Așa. Asta este mediatoarea. Mediatoarea lui BC. Mediatoarea laterii. Nu trece prin vârf. Prin vârful A. Ea trece perpendicular și doar atât. Pe mijlocul lui BC. Și mai este a treia, care este mediana, care este vârful cu mijlocul. Da? Deci, hai să spunem AM, segmentul AM, mediana. Da? AM, mediana. Triunghiul. Mediana, una, mediana din vârful A. Da? Mediana din vârful A. Și mă dau, e minicial. Mediana adusă din vârful A. Da? Da. Ei, ce este pământ? Hai să ne întoarcem. Mediana. Mediana. Unește vârful cu mijloc. Plecat din vârstul, unde e mijlocul acesta. Deci asta. Dar ce? Tot mediana. Tot mediana. Deci, practic, autorul nu ne spune că l-au pus medianele. Iar putea să spune așa. Se dă dreptul BC și duce mediana din vârful B și din vârful C. Și tu trebuia să știi ce înseamnă mediana. Unește vârful cu mijlocul. El însă spune, mijlocul lui A, C, mijlocul lui A, B. Și atunci, tu trebuie să tragi concluzia că B, M și C sunt mediane. Bun. Cele două mediane s-au intersectat în punctul G. Da? Și se numește într-un fel punctul ăsta. Ortocentru. Ortocentru e la înălțime. Deci, da? Ce, când duc și înălțimile din cele trei vârfuri, deci intersecția înălțimilor, scriu în episod, da? Da. Intersecția înălțimilor, A1, BB1, CC1, da? Scriu cuvinte, intersecția înălțimilor, este ortocentru. Ortocentru. Deci intersecția înălțimilor ortocentru. Intersecția bisectoarea. Este intersecția bisectoarea. Trebuie să spun că bisectoarea se bucură, punctele de bisectoare se bucură de calitatea. E o proprietate interesantă. În care partul e un 2. Deci, partul e 2, dar toate punctele sunt la egală distanță de laturi. Adică asta, bucățica asta așa, e cât asta. Dacă mă duc mai departe, iau un alt punct, iar duc. Tot așa. Deci toate punctele bisectoare sunt la egală distanță de laturi de unghiuri. Deci notați-vă puncte astea. Punctele de pe bisectoare, punctele de bisectoare a unui unghi sunt la egală distanță de laturile unghiului. La egală distanță de laturile unghiului. Și atunci, intersecția bisectoarelor, da? Intersecția bisectoarelor. Indică un punct la egală distanță de toate laturile triunghiului. Un punct situat la egală distanță
distanță de laturi, laturile. Triunghiul. Da. Se poate egală distanță de laturile triunghiului și poartă numele de centrul cercului înscris. Este centrul cercului înscris. Și trebuie să înțelegi așa. Dacă ai un triunghi și duci bisectoarea asta și o duci și pe cealaltă bisectoare care e patru unghiuri, atunci punctul ăsta e la egal distanță de laturi de laturile triunghiului. Și se poate duce un cerc care este tangent laturilor. Deci asta este intersecția bisectoarei, îmi indică centrul cercului înscris. Deci centrul cercului înscris în triunghi. Iar intersecția medianelor, intersecția secția medianelor indică centrul de greutate. Centrul de greutate al triunghiului. Centrul de greutate al triunghiului. Dacă ți-ai închipui că avățăm un fir și ținem așa triunghiul, trebuie un echilibru. Nu se dezechilibrează. Da? Deci, asta înseamnă centrul de greutate. Deci, intersecția medianelor, cum e la noi, cele două mediane s-au întâlnit într-un punct cer. Cea de-a treia care trece de aici, e și ea n-are ce face, e tot mediană. Dar e de ce? Exact la mijloc. Într-un punct B care e tocmai în mijloc. Da? Deci, toate trei se intersectează într-un singur punct, numit centrul de greutate. Așa putem să știi că hai să zicem, BM, dacă BM și de resut CM mediane, cum e cazul la noi, și mai știu că BM intersectează pe cine? Pe CM și de pe punctul G. Apoi, cea de-a treia, care trece pe acolo, adică din vârful celălalt, A, P, e tot median. Da? E tot median. Și ceea ce este interesant este că mediana este la o treime de bază. G-ul este la o treime de bază și la o treime de vârf. Deci, notează sunt ca aici, G, punctul G, se află pe fiecare mediană la o treime de bază, la o treime de bază, cum ar fi la G, M, e o treime de toate, și două treime de vârf. Și 2 pe 3 din vârf. Vârf. Asta o treime de bază și 2 pe 2 treime de vârf. Așadar, hai să ne recapitulăm. Care sunt liniile importante într-un triunghi? Liniile importante? Înălțimea, bisectoarea, mediatoarea, mediana. Astea 4. Înălțimea, ce este? Drumul cel mai scurt. Perpendiculară, nu să dăm vârf, pe latura opus. Da. Deci perpendiculară, asta este. Înălțimea este perpendiculară de vârf, latura opus. Toate trei se întâlnesc într-un punct numit ortocentru. Intersecția bisectoarelor. Sunt punctele care sunt la egală distanță de... laturile, da. Deci toate punctele bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Și cum noi le-am pus pe toate trei, se întâlnesc într-un singur punct care indică centrul cercului înscris. Că punctul acela e pe fiecare bisectoare, dar e egală distanță de toate laturile. Da. Apoi,
Mediana este... Mediana este vârful cu mijlocul, nu? Da. Vârful cu mijlocul, laturile opuse, și toate trei se întâlnesc într-un punct, numit centrul de greutate. De acolo, dacă ar fi legat în unghiul, înseamnă că rămâne în echilibru, de aceea se numește centrul de greutate. Și el, geul ăsta, are o treime de bază și două treime de vârf. Și am mai fi mediatoarele, se întâlnesc și ele într-un punct. Perpendiculară. Pe mijlocul laturii. Nu trece prin vârf, nu? Vedem așa, mediatoarea nu trece. Și ceea ce este important este că punctul lor de intersecție indică centrul cerului circumscris, adică cerul care trece prin vârful, da? Circumscris. Întorcându-ne la problema noastră, noi avem că B, M, median, da? Hai să începem demonstrația. Deci B, M, median. B, M, da. Mai avem că C, N, tot median. Median. Da, și am zis că unghiul N e congruent cu unghiul M, pentru că B, A e congruent cu A, C. Nu știm. Cine ne spune asta? Deci nu ne-am dat în ipoteză. Hai cu aici. B, A egal cu A, C. Nu avem. Nu, dar noi e mijlocul lui A, B și mai e mijlocul... De acord, de acord. A, C. Dar nu ne-a spus că A nu ar fi cât A, nu. Deci nu avem niciun motiv. Ca să zice jumătățile sunt egale. Vezi? Doar atâta. Din tot ce a spus autorul, zis că duci pe M, M în mijlocul A, C, unim pe B cu M. N în mijlocul A, B, unim pe N cu C. Adică a spus că B, M și C, N sunt mediane. Am tradus aici. Deci, de la demonstrație, începem așa. În urma ipotezei, de unde știm că B, M și C, N sunt mediane? Din ipoteză. Din ipoteză. Din tot ce mi-a spus el, că am uitat mă, că și am uitat mă, bă. Mai știu că bă, mă, bă, mă, intersectează pe cernă, egal cu punctul C. Nu? De unde știu că se intersectează? Tot din ipoteză. Din ipoteză știu asta. Cum se numește punctul ăsta de intersecție a două dintre mediane? Două. Ce arăt? Centrul de greutate. Deci, de unde crește? Este centrul de greutate. Da? G este centrul de greutate. Și cât este BG? Și atunci, de unde crește? BG. BG. Cât este din toată BM? 1 pe 3. 1 pe 3 BM. 2 pe 3. Deci BG este 2 pe 3 din toată BM. Deci, ca și mai am părțit 3 și 2 părți deasupra, din BM. Da? 2 pe 3 din BM. Iar CG, CG este tot 2 pe 2 pe 3 din CN. Din CN. Din CN. 2 pe 3 din CN. Cum știm că B, M și cu C, N, cum sunt? B, M și cu C, N, tot în ipoteza. Adică B, M este cât C, N. Și atunci, dacă B, e două treimi din ăsta, asta la e două treimi din C, N și cât ăsta B, sunt egale, vedem că și două treimi și... B, e congruent cu... Sigur că da. B, G, e congruent cu... cu C, G. C, G. Și dacă e congruent, ce fel de triunghi este B, G, C? E susțin.
Cred că BGC, triunghiul BGC, isoscel. Și termina problema. Deci este un triunghi isoscel și termina problema. Deci ce trebuia să știm? Că ele sunt mediane. Da. Sunt mediane. Și că centrul de greutate e la un 2.000 de 400.000 de vârf. Și cum două treimi și două treimi și din aceeași că se dau două egale, înseamnă că sunt egale și trebuie fi isoscel de la lume. Da? Deci am recalculat la fine. Cu ce ne alegem aici? Am revăzut elemente importante pentru unii. Da. Păi, intersecția înălțimilor lui Orton Centru. Mediatoare, intersecția lor, da? Da. Ce puncte importante indică? Înălțimile Orton Centru, medianele centrului de greutate, bisectoarele centrul cerului înscris, iar cealaltă indică a mediatorilor centrul cerului circumscris, da? Bun, hai să vedem și cealaltă problemă. Respectiv, cei sunt bisectoare.
Da? Bisexual. Bisexual. Sunt ce așa. Pe prelungirile laturilor AB și AC se iau punctele D și respectiv E. D. D. Așa și respectiv E. Da. Bisectoarele unghiurilor D, B, C și E, C, B se intersectează. Stop, stop, stop. Bisectoarele unghiurilor D, B, C. Ah, se duc și bisectoarea acestuia. Aia este, da. Pasăm de la D la C. Deci, unghiul ăsta, D, B, C, îl împărțim în două. Da. Ăsta de sus a fost împărțit ăla în două, da? Unghiul B. Deci tot unghiul B a fost împărțit în două, 1 și 2. Acum, unghiul celălalt de desubt, unghiul ăsta, îl împarte iară în două. Prima dată am văzut bisectoarea asta. Și acum ducem bisectoarea cealaltă, dacă îl împarte în două. Deci e clar că ducem bisectoarea așezată. Așa. 3, unghiul 3 și unghiul 4. Da? La fel spune că bisectarea unghiului BCE e, nu așa spune? Da. Bisectarea unghiului BCE e. BCE. Uite, unghiul BCE e. Îl împarte în două. Și B, C, E. Se intersectează ce? Așa, cu cealaltă bisectoare. Un unghi? Punctul D. D, da. T. T, T, T. Și aceste două unghiuri, să zicem, C, un, mai întâi, când am văzut bisectoarea aceea de sus, hai să zicem așa, că am văzut bisectoarea asta, și înainte, am zis că bisectoarea asta a fost unghiul 1, C1, C2, că asta a fost bisectoarea. Și acum C3, 3 și 4. C3 și C4. Noi trebuie să arătăm că punctele A, I și T sunt părinte. A, I și T sunt părinte. Deci, continui cu lucrurile din ipoteză. Ce am mai făcut? Bisectoarea unghiului D, B, C. D, B, C. Iar C, T, e bisectoarea unghiului D, B, C, E. B, C, E. B, C, E. Și cele două B, T se intersectează cu cetă și ne dă punctul T, da? Da? Și noi, în confuzie, trebuie să arătăm că punctele A, I, A, I și T coliniare. Adică dacă le-aș numi, asta vreau să spună, problema, că dacă le-am numi, punctele acestea. Aici am scăpat eu un pic mai jos, dar acum am revenit un pic acolo și dacă le unim, punctele acestea, A, I și T sunt coliniare. Uite așa. A cu I și cu T ducând, formează o singură dreaptă. Da? A, I, T, o singură dreaptă. Cum încercăm să arătăm acest lucru. Când trasăm prelungim din unghiul, dacă era unghi isoscel, nu pot să zic triunghi isoscel. Triunghi isoscel. Cine este fost triunghi isoscel?
Strânga de ce la început? Nu, nu, e un triunghi oarecare. Deci este un triunghi oarecare. Nu, în cape discuții. Ce știu eu este așa, că după bisectoarea asta, unghiul ăsta, cu ăsta la totul aici, sunt congruente din cauza că asta face bisectoarea. Da. Apoi 3 cu 4, iarăși a fost, nu? Ăsta de aici, cu ăsta de aici, din cauza bisectoarea este. Analog s-o întâmplă așa aici. La da? Da. Ei bine, dar să că ducem o prelungire. Oare 1 cu 2 cu 3 și cu 4 la un loc cât fac? 180. Fac 180, da? Și fiindcă 1 cât 2 și 3 cât 4, 2 și cu 3 cât fac împreună? 90. Fac 90 pentru că 1 cât 2, 3 cât 4 și când adunăm toate, fac împreună 180 și fiindcă au rămas jumătatea în afară, jumătatea în afară, deci ăsta 2 și 3 fac 90 de grade. Bun. Dacă fac 90 de grade, ce fel de triunghi este B, I, T? E, B, I, T. Și primim... Deci B, I, T este un triunghi de întunghic, dacă unghiul 2 și 3 fac 90 de grade aici. Da, da. Da. Când am un triunghi care e de două unghiuri adunate, are un unghi de 90 de grade, triunghi este dreptul din plan. Pe urmă, 1 și cu 2, iarăși congruente. 3 și cu 4, iarăși congruente. Cât fac 2 și cu 3? 90. Din aceleași motive, 2 și cu 3 fac 90 de grade. Ei, asta înseamnă, pentru a avea prelungire, adică să fim siguri că prelungind-o pe ani, ea trece prin T obligatoriu, ce ar trebui să o dovedi eu? Când se întâmplă chestia asta? Când e prelungire? Noi așa când am zis-o pe ei, asta e prelungire. Da? Dacă aș arăta cu unghiul ăsta care îl desenez decât ăsta de aici, ar apare astea unghiuri opuse la unul și problema ar fi rezolvată. Ori aici, ori să arătă partea asta, asta să fie cât asta. Și iarăși ar fi rezolvată, că asta ar fi pusă în bisectoare. Ei, cum arătă? A, B, acolo putem pune A, A1, B și nu înseamnă că B e cât A1. Deci cum se pune A1? Din ce linia care? Deci asta, mi se pare asta ca în zonă? Da. Să pun C1 atunci. Da. Da? Și din B, B1, da? Da. Deci locul de care C o taie pe A, B, am zis C1. B1, mi se pare însă în B1. Și ce vrei să spui tu? A, C1 e congruent cu C1, B. A, C1, B.